Primim cele 500 de gemuri. Nu cred că am avut niciodată atâtea gemuri. E destul de mult. Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Fraților, facem o nebunie de data aceasta. Cumpărăm tot de pe shop. Nu o să vă vină să cred. Nu. Da, cumpărăm tot de pe shop. De ce? Pentru că băieții de la Supercell b-au zis: bă frate, ți-am băgat oferte, ia-le pe toate. Lăsați un like pentru că merită băieții de la Supercell. E un joc șmecher. Deci dacă vă place Brawl Stars, lăsați un like băieți. Bun, lăsând gluma deoparte, nu o să cumpăr clar tot ce este în shop. Este un clickbait. Sincer, nu cred că am făcut niciun clickbait la Brawl Stars. Cred că am un singur clickbait, dar nu este clickbait în sine. Am un episod în care l-am pus pe Crow, dar eu nu l-am primit pe Crow, alături de încă doi noi brawleri, gen i-am primit pe ea, dar atât, și l-am mai pus pe Crow lângă, mă rog, nu se vedea clar că e Crow, dar în rest eu nu am mai făcut clickbait. Ideea e că am văzut că în România e foarte frecvent să faci clickbait și chestia e că încercați să nu mai fiți atât de creduli. Puteți să-mi dați dislike dacă v-ați supărat pe mine, pur și simplu asta este, eu v-am zis, încercați să nu mai credeți tot ce vedeți și selectați-vă voi conținutul, pentru că am văzut că mulți încearcă să întindă pe toată lumea să facă clickbait, ceea ce nu e ok, nu e regulă să faci clickbait, pentru că nu ajungi nicăieri, frate, trebuie să faci exact ce faci în episodul respectiv. Totuși, eu vreau să iau această ofertă de 100 de lei, vedeți prima ofertă, și într-un episod următor vreau să iau și oferta cu Spike, pentru că mă chinui de 2 luni de zile, 3, 4, nu știu, de când m-a apucat să-mi pice o legendară și nu-mi pică. Am zis că nu o să mai iau legendare de pe shop, dar oferta asta e prea tentantă, băieți, prea tentantă. Și de asta, plus de asta, dacă o să-mi pice ceva coins, vreau să iau și pe Leon, să facem aici multe, multe puncte pe Leon. Cred că o să-l facem și de Power 9 cel mai probabil. Bun, în rest, nu are rost să iau. Credeți-mă că nu merită atât de mult să băgați bani în jocul ăsta și în general nu e bine să băgați foarte mulți bani, pentru că la un moment dat te lași de jocul respectiv. Și eu bag acum bani, să zicem, dar bag și pentru un content și oarecum și pentru voi ca și răsplată, pentru că apreciez de fiecare dată când văd acolo like-uri și comentarii. Credeți-mă, seria asta mă bucură pentru că văd că vă place. Bun, hai să cumpărăm această ofertă totuși, să vedem ce ne pică din cele 4 mega box-uri, băieți. Am făcut această tranzacție minunată, primim cele 500 de gemuri. Nu cred că am avut niciodată atâtea gemuri, e destul de mult, dar știți de ce au băgat chestia asta cu 500 de gemuri? Ca să băgăm bani să ne luăm legendarele. E o chestie de marketing, dar n-am ce să zic, am mușcat-o. Hai să vedem primul megabox. Ar fi foarte frumos din partea lor să-mi dea o legendară, adică un Spike sau un Crow, sau să-mi dea pe Crow și să-l cumpăr pe Spike și terminăm bâlciu. Ar fi foarte, foarte tare, dar nu prea cred totuși. Nu am atâta noroc să-mi pice din 4 megaboxuri, am deschis o grămadă, am o șansă de 0,16, dacă mă întrebați ce șansă am, la legendară. Peniuță, Ticuleanu, Băuleanu, Rozeta, Frank și două tichete. Din câte am înțeles, trebuie să fie 6 sau 5, gen când deschid asta, să fie, cred că 6. Sau 5. Nu știu, vedem dacă ne pică acum legendară, dar nu cred. Bun, puncte pe Bibi, avem nevoie de puncte pe Bibi. Jesse, Rico, Rosa, Bull și atât avem. Ohoho, mulțumim. Deci când sunt 6, atunci este legendară. Nu e bă 6. Nu vreau mă să-mi pice al treilea. Megabox, Nita, Genie, Poco. Dați-mi și mie pe cineva pe care nu am puncte deja. Colt. Și-ar vrea totuși un doubler. Nu vrea să-mi dea. Nu vrea. Bun. Dăm din asta. Hai. Nu e frumos. Nu e frumos Supercell. 5. Iarăși n-avea nimic. Bă, mă rog. Asta este. Eram sigur că nu o să-mi pice. Deja m-am obișnuit și de-aia mă demoralizez când văd că la alții le pică, frate, la 1000 de trofei, la 300 de trofei și joc de când a apărut jocul și nu-mi pică nimic. 4 tichete doubler și 3 gemuri. Bă, la capitolul bonus items am stat destul de bine.
Cam atâta deocamdată. O să luăm această ofertă cu Spike în episodul următor. Deci lăsați un like și o să cumpărăm și chestia asta cu Leon. Bun, cumpărăm puncte pe Leon. Cred că putem să-l facem. Ia să ne uităm cât costă. Să-l facem de 8. Da, mai trebuie puțin. Și putem să-i luăm și Star Power-ul. Totuși, mi se pare că mai aveam pe cineva de Power 8. Da, îl mai am pe Dynamike. Dynamike, îmi place foarte mult Dina Jump Star Power-ul. Chiar mi se pare OP. Printre cele mai OP Star Power-uri. Chiar mi se pare OP, nu știu. Pur și simplu. Hai să jucăm și... și un solo showdown. Uite, jucăm pe harta asta și o să jucăm cu domnul sau doamna, cine știe, Colt. Domnul Colt. Știți de ce vreau să joc cu Colt? Pentru că am anunțat și pe un livestream, mă rog, am anunțat pe un livestream. Dacă ați văzut ultimul meu livestream cu Brawl Stars sau ultimele livestream cu ultimele livestream-uri cu Brawl Stars, am văzut noi un leak la ultimul lor trailer. Că băieții vor să facă un fel de remodel pentru Colt. Eu așa zic și băieții au zis la fel de pe livestream. Abonații au zis la fel ca să nu discriminăm băieții de fetele. Cred că la fel o să fie ceva, un remodel sau un skin pentru Colt. Eu așa zic. Oh shit. Fac. Nu e bine aici, băieți. Nu-mi place cum arată această situație. Nu este... foarte bine în favoarea noastră. Dar ne calmăm, ne calmăm. Și oricum îmi place foarte mult update-ul acesta cu... pa, pa! Mulțumesc frumos. Așa, nu prea îmi place acest update. Oh, shit. Mulțumesc frumos. Bun, îmi place foarte mult, am zis nu-mi place. De fapt îmi place foarte mult acest update cu trofeele. Deci chiar mă face să mă joc mai mult. Nu știu, pur și simplu, la un moment dat mă lăsasem de jocul ăsta. Și parcă mi-a venit cheful să mai joc, sincer. După ce am văzut că acum îți dă 10 trofee după ce câștigi un solo showdown, chiar îți vine să joci. Chiar îți vine să... shit, ce acolo? Solo showdown? Nu! Unde-i, mă, Vere? Bă, dă-te-n puii mei. Ideea e că joc și de pe calculator și... da, eu sunt obișnuit. Scuzele de rigoare. Unde-i, mă, Vere? Unde-i, mă, Văruțu? Văruțu? Nu înțeleg, frate. Îți țipă copii prin spatele blocului. Bă, dar ce așteaptă? Da, da, nu. Unde ești, mă, puși la mau? Aha! Nu dau ulta, că nu știu unde e. Am crezut că e pe dreapta, fraților. Am crezut că e pe dreapta și m-a luat băiatul. Dar totuși am luat un trofee, ceea ce nu puteai să iei înainte decât cu un rank foarte mic, dacă nu mă înșel, și să fi câștigat meciul. Dar așa am luat 8 trofee cu un rank destul de mare, și anume rank 15. Și toată lumea e fericită. Deci eu chiar sunt fericit, băieți, că au schimbat chestia asta cu trofeele, pe bune. Adică era mai șmeche să bage... și în funcție de kill-uri, aia era părerea mea, să bagi ceva, bă, dacă faci 5 kill-uri și mori al 4-lea, bă, frate, măcar să-ți dea mai multe trofee, știi, că totuși te-ai bătut cu atâția. Dar nu e totuși frumos pentru cei care dau clean-up. Hai să deschidem și acest Brawl Box, acest minunat Brawl Box cu 24 de bănuți, Carl, Tara și un tichet. Un tichet. Bun. Cam asta ar fi episodul, sper că v-a plăcut, fraților, nu vreau să-mi fac mai lung. Mă bucur totuși că am luat această ofertă. O să vină și episod cu Spike, o să și jucăm cu Spike, fraților. O să luăm și puncte pe Spike, o să fie super șmecher. Nu uitați să vă abonați, lăsați un like și eu am fost Sinner, ne vedem la episodul următor. Pa, pa!